început aia un pic. Ziceam acum ceva vreme în video cu tractorul când ne-am luat balos de luțărnă și în video de astăzi vă arătăm unde îi așezăm și cum îi așezăm. Dacă vă uitați numai ocazional la videoclipurile noastre și încă nu v-ați abonat, faceți bine și vă abonați că noi facem lucruri foarte, foarte interesante aici la țară. Și nu vreți să pierdeți niciun episod din ce se întâmplă la țară. Nu cred că vreți să pierdeți vreun episod din aventura noastră la țară. No. Foarte frumos ne-am ocupat aici. Am prins un buldo excavator pe zonă, că și-a lucrat și soacra acolo în față. Oarece și-a îndreptat. Și am băgat buldo excavator aici de un îndreptat un pic. Ne-a făcut un platoaș, că era înclinat, uite așa. Și foarte greu să intra cu tractorul. Putea intra, dar era risc. Pentru că un pic de înclinat și un pic de balot din ăsta ridicat, te poate pune pe parte. Mi-a costat vreo cât? Vă dau 150 de lei. Și de acum încolo lucrăm liniștiți pe partea asta. Avem un loc suficient de mare unde să punem vreo 20 de baloți. Aproximativ. Anul ăsta avem cam 17 baloți rotunzi. Și nu cred că mai cumpărăm alții rotunzi. Probabil vom mai cumpăra ceva din aia dreptunghiular mici ca să-i băgăm în pod. În pod ne intră vreo 200 de baloți. Și dacă om avea bani, poate că om luată luțărnă. Că luțărna tare bine le place și la capre și la bivoliță și vrem să avem lapte de calitate și cât de mult. Așa că haideți cu noi în video de astăzi să vedeți cum așezăm luțărna. Cât e greu sau cât e ușor cu tractorașul ăsta, că ne suntem tare bucuroși de el și de-a dragul lucrăm. Și nu uitați să dați un like la video ăsta, că e foarte important. Și așteptăm la final să ne lăsați reacțiile voastre în comentarii. Hai să-i dăm bătaie. Caută să bagi de bine ghibulița, uite-te tu cum se uită, de parcă da, nu-i bine, nu-i bine așa, cum face. Ai, doamne, cald, poate. Treabă bună, noi am de lucru de scot rădăcinea. Tot plimbat omul ăsta cu buldo, mi-a dus și câteva cupe de gunoi în sus. Și l-a tăsănit bine. Da, unde au tăsit gunoi? Acolo, lângă Sveură, la Andreea. Nu l-a mai pus să-l ducă și în solar. Și-o făcut griji că îi se murdărește. Utilajul. Păla un pic cu robinetul la urmă, că mere în oraș. No. Da, păi voi tare harnici sunteți. Vă place în vacanță? Da. Mai fain la școală, că... Nu te plictisești. Da, ca să vă cam plictisiți, așa e? Da. Am cumpărat anul acesta mai mulți baloți de lucernă. Cred că 12 baloți mari rotunzi, foarte frumoși și în sfârșit ne putem bucura și de faptul că avem tractor,
și avem cu ce să-i manevrăm și să-i plimbăm dintr-o parte în alta și nucul o tăiat ca să poată circula cu tractorul, adică creanga de la nuc, o creangă destul de mare, o tăiat-o, dar de fapt o tăiat-o ca să poată intra cu bulbă excavatorul, că s-o pot agăța de creanga aceea. Și nitălni cât e de mândru și de nealcoș copilul nostru. Ce mai faci? Abia mă plimb cu baloțul dintr-o parte în alta. Mamă, eu cred că tu numai te plimbi așa. E dragul de a te plimba. Să știi că tare cu drag mă plimb, dacă ia ce fain, mă duc în jos, vin în sus. Mă duc în jos și vin în sus. Trebuie să nu mai dau jos cu tractorașul ăsta. Un ajutor îmi trebuie acolo, un holonger să mă mai dirigeze, să mai zică mai înainte, mai înapoi, să țin un pic de balot, să nu se răsucească. Dar în rest face tractorul ăsta atâta treaba. Da. Și eu zic că face treabă bună. Ce e la claxonul? Nu, aici claxonul. Nu. Merem în jos, acolo povestim. No, bine. E tare frumos și acel, să știi. Acolo e umbră. A adus și ceva pietriș în zona asta, pentru că deși am mai pus noi pietriș aici, s-o tasat foarte tare, s-o acoperit cu pământ și era foarte greu de circulat, mai ales când ploua sau când era zăpadă. O, ce nealcoșui! E o bucurie foarte mare că am reușit anul acesta să cumpărăm tractor. Nu cred că vă puteți imagina cât de bucuroși și cât de bine și de util este un tractor. Chiar și numai cu puiul ăla. Chiar și doar cu puiul de transporta baloți ne ajută foarte mult în momentul de față. Apoi sperăm ca pe la primăvară și când va mai fi cazul să împrumutăm plug sau freză sau ce vom mai avea nevoie. Deși îmi dau seama că aceste unelte nu prea se împrumută, dar cine știe, poate ori vom reuși să cumpărăm, ori vom reuși să împrumutăm de la cineva, astfel încât să ne putem ocupa noi de propriile terenuri, să le arăm, să le pregătim pentru grădină, pentru ce mai este nevoie. Am zis că le arătăm la oameni cum și unde ne așezăm baloțe. Ia uite așa așezăm. Punem câte un bolovan. Ne așenim. Și ce, pe belevan? Pe bolovan pui grindă? Da, da. Am aici grinzele astea de salcâm, pe care am mai așezat noi baloți, dar e data asta îi așezăm mult mai fain, ia cu bolovan, cu cu laserul lucrăm. Ia să vedem, mă descurca singur. Nu, că trebuie să ridic mai sus balotul. Thank you.
plat. Vreau să-i văd asta pe trec. Aici ar sta până la sfârșitul anului. Trebuie să fie linia, linie! Ia, Jenii! Oi, 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 oi! Văd că dat în cură cât un pic de ulei poate de sus, așa o liniuță, dar mai ales la coborâre, mi se pare mie. Dacă știți de ce curge, scrieți-mi, vă rog, în comentarii, pentru că recent a făcut schimbul de ulei și încă n-am văzut de unde cur, așa, dar numai aici la coborâre, la panta asta. Poate mă sfătuiți voi în comentarii, să știu la ce să mă uit. Și udată. Am udată. S-a uscat în soare, merge. Hai, Dita mai prelata. Am prins. Marea migrație. Stă și fără mine. Migrația popoarelor. Trebuie să văd pe unde să mă sui, să nu afectez bunul mers al lucrurilor. Să văd, mă țin eu fir de-asta de-ață. Două, trei. A trei să mă țin. Ia, dragilor, ce fain mi-am aranjat eu baloțe. Tăți am pus aici. Bine și că i-am pus cu laserul. Și acum să vedeți ce prelată mândră mi-am luat. De la alegerile europene. Căutați pe OLX că am usucătat alegerile. Și sunt multe prelate bune de la ăștia care au făcut reclame politice. Ia și am împăturat-o de jos, așa din ambele părți pe mijloc, ca să o pot întinde pe vârf și să-i dau drum. Doamne fer, ce fain am făcut-o! Hai să vedem! A fost întinsă pe iarbă și-a făcut condens și deasupra și de desubt. Și... S-a mudă. Da! Să usucă ea. Vin să te ajut. Nu mă descurc. N-am pățit să nu mă descurc încă. Am o aia odată. Am o odată, o acopăr și gata. Ia cine te caută. Ia cine te caută. Măriuca mă caută. E bună și campania electorală la ceva, ia, că ne rămâne câte o prelată. Rămâne, că am cumpărat-o cu bani. Vorba vine că rămâne. Nu rămâne. Nu, le-au rămas la alții și ți-au vândut toții. Păi na. Și alții le-au făcut pe gratis, poate că îți dai seama oamenii din... zel electoral. Am scot pârle alea cu noi. Ia așa. Prietenul de aici din sat a zis că el îi tă dezvelește baloții. Voi cum faceți? Că eu nu mai umblu să dezvelesc. Ia șenii, acopăr și sănătate bună.
numai când i-o luat din ei la iarnă. Relata ai pus în două, că e de 15 metri. Și am dat pe ea 550 de lei. Cred că de la Călăraș sau de unde din zona aia au venit. Relata. Și ia să vedeți ce fain se coboară. Deocamdată o lăsăm așa, dar am venit mai târziu și am legat bolțare aici la fiecare. Hai mai încoace. Uită-te tu ce frumos ajunge. Deci teoretic ar încăpea sub 15 metri 10 baluți așa. De-a lungul. De-a lungul. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Am arătat o parte mică din aventura noastră la țară. Sperăm că v-a plăcut. Așteptăm reacțiile voastre în comentarii și neapărat să ne dați un like, că ne ajută foarte mult cu algoritmul. Vă salutăm și ne vedem data viitoare.